Deja când am tras Dărtilișăs, a fost un album care în mod natural a ajuns să capete o notă folclorică mult mai puternică. Ziceam atunci că ar fi foarte fain într-o zi să facem și live chestia asta cu atâția muzicieni. Și la un an după ce am făcut turneul Dărtilișăs, am considerat că trupa a ajuns la un nivel suficient de mare în România ca să putem risca nebunia asta să facem cu ansamblu. Am muncit foarte mult, am depus proiecte pentru a avea și finanțări, evident, costurile sunt enorme când e o producție așa de mare. Și am făcut turneul anul trecut, care a fost o minune de turneu. Nu ne-a venit și nouă să credem cât de fain a ieșit. Turneul care s-a finalizat cu un CD și DVD live, amândouă. Da. După cum bine știți și cum am discutat în formație, fiecare trebuie să facă ceva. Na, ăsta e jobul meu, practic. Adică pe lângă cântat, da, eu am făcut videoclipuri și mă ocup de promovarea imaginii, să zic așa, Dirty Shirt-ului când am timp. Înțeleg că și concertul pe care îl difuzăm noi este montat-o de tine? Da. Da. M-a durat cam mult și de aia zic, da, că am avut și mici ajutoare, dar în mare parte, da. E tot conceptul nostru și na, l-am făcut de la cap la coadă. E un mic filmuleț, să zic așa.
chiar dacă noi am avut o perioadă de pauză, asta nu însemna că noi ne-am despărțit. Da, ok, eu eram la congelator, ne păstram bine pentru momentul când urma să ne reapucăm de treabă. Anii, primii 3-4 ani petrecuți de Mihai în Franța i-au prins bine pe parte de comunicare, viziune și asta a dat un imbold trupei. Oricum, și cu ocazia asta vreau să spun că îl respect și îl iubesc pe Mihai pentru că de 20 de ani aproape ține trupa asta în picioare de acolo din Franța. Ne ține împreună, ceea ce e un lucru foarte mare.
atunci de ce te-ai apucat să cânti rock? Ca următoarea întrebare să fie, de ce cânti rock acum? Influență. Mihai, influență. Prieteni. Da, prieteni, influență. Îmi place. De ce suntem bătrâni? Ați trecut prin mai multe stiluri, cel puțin de când vă știu eu. Care rămâne, știu eu, perioada ta stilistică, de suflet, a trupei? Păi, ca stilistică, ne-am cam schimbat. Ce să zic, în privința mea, stilul e tot același, atâta că trebuie să ținem pasul cu modernizarea. Prima dată a fost rock-ul, chiar ăla clasic, după aia am început să facem progresiv, după aia acum am dat-o cu folclorul puțin. Deci ținem pasul cu vremurile. Sincer să fiu, am fost puțin sceptic inițial la
ideea care ne-a fost propusă de Mihai, dar după colaborările ulterioare a reieșit o îmbinare nouă și plăcută urechii, ochiului, în aceste două lumi antagonice, să le numim, rock și folclor, dar de unde ei și-au extras toate lucrările de bază. Și a fost un proiect, cum să spun eu, după mine, cu plus, cu impact la public, și sunt foarte mult fericit că am reușit să particip la această treabă. Când cu Dirty Shirt din 1997, adică de vreo, nu mai știu, 21 de ani, ceva de genul, s-au schimbat foarte, foarte multe lucruri. În ultimii 5 ani am crescut foarte mult. De când cu ansamblu, treaba cu mixul în căști, cu samplere, cu click-uri, cu track-uri, destul de complexă. Cumva eu sunt cel care ține baza trupei și e greu, dar e și fun în același timp. Oh,
este o idee extraordinară. Chiar îmi doresc să se facă și pe viitor această idee și acest ansamblu folcloric lărgit folclor cu rock care îl fac ei. Deci extraordinar. Cum să vă spun, ne simțim foarte bine. Oameni talentați, oameni de un bun augur, oameni de multă calitate și de simț, de suflet. Cine iubește și lasă? Cine iubește și lasă? Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Eram în drum spre Cluj și o prietenă mi-a trimis mesajul, un share pe Facebook că Dirty Shirt își caută violonist nou. De unde veneai?
Veneam de la un concert cu cealaltă trupă cu care cânt, Haggard, din Germania. Și știam pe băieți din liceu, că practic și eu din Baia Mare, de acolo nu se putea să nu-i știu. Și anunțul era deja după câteva zile după ce expirase, dar am zis că hai că încerc totuși. Și băieții au fost foarte receptivi. În weekend deja am avut cântare. L-am întrebat pe Mihai, oare cam cum se intră în trupă, ce trebuie să cânt? O zic, ceva piese de pe nou album, le știi? Da, le-am ascultat. Și stă câteva minute, totuși Ciocârlia, că cu ăla începe primul album, ok. Mers, am făcut-o și mă întreabă, ok, dar oare în weekend ai putea să vii la concert? Nu s-a pus problema, a fost primul concert cel mai emoționant, dar distractiv în același timp. Să mai bem un păhărel, să ne veselim nițel.
împreună, toți suntem din Marea Mureș. Urmează o bucată din Învârtita de Băriza. Nu o să mă laud că eu am schimbat trupa, că a fost, da, a fost ideea băieților să mai aducă încă un vocalist care să se ocupe cu părțile mai joase, mai grele, mai metal. Eu zic că s-a schimbat destul de mult de atunci. Eu am venit al doilea, după mine a venit băiețelul ăsta de lângă mine. Domnul Robi, metalist, a obosit așa într-o seară, e nevoie de ajutorul vostru la următoarea piesă. Trebuie să-l susțineți printr-un din ăla preluc. Vă fac eu semn că...
Mulțumim, București!